soare în împărăția întinsă. Greu se-nalță către soare din noroi și fric și sete, dar atunci cea dintre toate e cea mai frumoasă floare. Păstrătoare de parfumuri neștiute, cerului le dă tăcute. E sublimă sărbătoare în împărăția întinsă. Sublimă sărbătoare, mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare. Amin. Ne bucurăm să fim și cu această ocazie alături de Cuvântul lui Dumnezeu și dorim ca să mulțumim Tatălui Ceresc pentru aceste binecuvântări, că din când în când El ne strânge alături de acest cuvânt minunat pentru a învăța fiecare dintre noi, atât din experiența înaintașilor noștri, dar cât și din învățătura directă a Domnului Iisus Hristos. Trăim momente deosebite, momente speciale, când lumea în care ne aflăm este dată peste cap, este bulversată de tot felul de informații, tot felul de știri și în mod deosebit am vrea în această ocazie, cu această ocazie să ne referim sau să ne îndreptăm atenția în mod direct asupra Bisericii lui Dumnezeu, asupra poporului Dumnezeu din care fiecare dintre noi credem că facem parte. Biserica lui Dumnezeu și în special toți cei care cred că l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos sunt asaltați de tot felul de învățături, de tot felul de gânduri care poate că unele dintre ele ne apropie mai mult de Dumnezeu, dar unele chiar îndrăznesc să zic ne despart sau ne îndepărtează de Dumnezeu. În această zi am vrea să vorbim despre anumite credințe false care de cele mai multe ori se răspândesc în mijlocul celor care studiază Cuvântul Sfânt. Și pentru a înțelege mai bine acest aspect, am dorit ca să începem printr-un studiu a unei istorioare din Sfânta Scriptură, din viața Domnului Iisus Hristos, ce a avut loc imediat după înălțarea Domnului Iisus. Aceasta se găsește relatată în Evanghelia scrisă de Luca, la capitolul 24, începând cu versetele 13 și vom citi până la versetul 22. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: în aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? I-a zis Iisus. Și el i-a răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-a întâmplat aceste lucruri.
Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la un mormânt. Putem vedea această întâmplare ce a adus cumva dezorientare în viața ucenicilor. Acești ucenici chiar și-au pus în mintea și inima lor gândul să se întoarcă înapoi la ale lor. Chiar dacă o bună bucată de vreme au sacrificat multe pentru Domnul Iisus Hristos și au lăsat viața lor personală, au lăsat probabil afacerile lor și au venit să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că, într-adevăr, din această istorie, înțelegem că ei aveau o nădejde, o speranță. Credeau, de fapt, că Domnul Iisus Hristos, la sărbătoarea Paștelui, avea să fie ridicat, încoronat ca rege și El avea să fie cel care avea să izgonească pe romani. Ei trăgeau nădejde, spunea cuvântul lui Dumnezeu, că aceste lucruri se vor întâmpla. Dar acum triști, uitându-se în ochii străinului care s-a alăturat alături de ei în călătoria aceasta, nu? Zicând, iată că deja au trecut câteva zile, cu el nu știm ce s-a întâmplat, în Ierusalim circulă tot felul de zvonuri, unii zic de fapt că ucenicii ar fi furat trupul, noi nu știm nimic despre aceasta, se aud zvonuri de fapt că romanii ar fi luat trupul și noi nu mai știm ce să credem. Ne-am pus nădejdea în El și acum credința lor era pusă greu la încercare. Tocmai de aceea Domnul Hristos s-a alăturat alături de ei, lângă ei, pentru ca să le aducă lumină. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, dacă noi vom citi lucrul acesta, El îi îndreaptă spre Evanghelia lui Dumnezeu și nu spre aceste zvonuri, spre aceste informații care circulau, de fapt, fără să fie întemeiate. Dragii mei, suntem într-un timp de război. Un război spiritual, am putea spune. Un război între bine și rău. Și așa după cum, dacă privim astăzi la ceea ce se întâmplă cu vecinii noștri, nu? Pe internet circulă tot felul de vești și tot felul de informații. Dacă e să ne luăm după ceea ce postează Rusia, spune de fapt că Rusia și-a câștigat și-a atins scopul, că de fapt are un scop nobil și că face lucruri mărețe, ei nu au pierderi majore și imediat lucrurile vor ajunge să se liniștească. Pe cealaltă parte, dacă ne uităm de fapt informațiile pe care le trimite Ucraina, spune de fapt că aduce pagubi imense asupra Rusiei, că i-a dezorientat, că nu mai știu ce să facă, că fug acasă fiecare dintre ei. Dar de fapt adevărul e undeva la mijloc. Și unii și alții mint. Pentru că aceea este într-un război. Exact același lucru se întâmplă în viața noastră, pentru că noi suntem într-un război între bine și rău. Este foarte important de ce parte ne asociem fiecare dintre noi. Am vrea cu această ocazie să înțelegem de fapt că și atunci când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu, în mintea noastră, în rândurile multor dintre membrii bisericii noastre, circulă astfel de credințe false. Ucenicii aceștia aveau credința că Iisus Hristos a venit pe pământul acesta pentru ca să-i alunge pe romani. Să facă din Israel o națiune puternică și tot pământul să tremure înaintea lor. Dar ei, de fapt, n-au înțeles și n-au fost atenți la esența Evangheliei, la ceea despre ce le vorbea Domnul Iisus Hristos. Când le zicea, de fapt, că noaptea aceasta toți vă găsi în mine un prilej de poticnire, când le spunea atunci, de fapt, că ei vor bate păstorul și oile vor fi risipite, când le spunea că eu voi muri și voi învia a treia zi, ei toate aceste lucruri nu le-au auzit. De ce? Care a fost motivul? Gândul lor era concentrat asupra țintei lor personale. Ei gândeau de fapt că ei trebuie să vină o națiune puternică. Ei trebuie să-i alunge odată pentru totdeauna pe romani și să instaureze acea împărăție așa cum gândeau ei pe pământul acesta. Dar Domnul Hristos zicea, eu nu am venit pentru aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu am venit ca să sufăr, să mor și oile să aibă viață. Vedeți cât de denaturat înțelegeau ei aceste lucruri. Și credeau, dar credeau greșit. Există multe credințe, spuneam noi, și în lumea creștină de astăzi. Și de multe ori se găsesc în rândul bisericilor care, de fapt, cred că sunt biserici ce îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Una dintre ele am putea să o descoperim, o greșeală, o credință falsă, dacă relatăm puțin sau ne amintim puțin despre experiența unui bărbat din Vechiul Testament. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 2 Împărați, capitolul 5, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici despre un
om cu renume, un om puternic, care a fost lovit de o mare nenorocire. S-a îmbolnăvit și nu de orice boală, ci a venit lepra asupra lui. Știm cu toții că el, de fapt, a cotropit țara copiilor Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și a luat acolo, ca rob, ca slugă, o fetiță. O fetiță ce a fost ruptă de realitatea în care trăia. Nu mai erau părinții alături de ea, nu mai erau frații, nu mai erau cunoscuți și era între străini. Dar putem vedea că ea a fost educată să crească ca și o creștină. Chiar fiind în mijlocul dușmanilor, putem vedea că își dădea tot interesul ca acea casă în care ea a ajuns să meargă bine. Și în una din zile vede de fapt că stăpânul său era tot mai întristat și vorbea acolo împreună ceva cu soția sa ca ea să nu audă. Văzând de fapt că această tristețe s-a accentuat și a devenit tot mai puternică, s-a apropiat de stăpâna casei și a întrebat-o de fapt despre ce-i vorba. Și ea îi povestește și spune, uite, stăpânul nostru s-a îmbolnăvit, are lepră. Și atunci ea exclamă și spune atât de frumos, nu? O, dacă domnul meu ar fi în țara aceea de unde eu vin, acolo este un om al lui Dumnezeu și dacă ar merge acolo, cu siguranță acesta îl va face sănătos. Dragii mei, de multe ori noi ne uităm la Dumnezeu și gândim de fapt total diferit despre ceea ce dorește Dumnezeu ca noi să credem despre El. Omul acesta, cu siguranță, a mers imediat la împărat, îi se fac scrisori, îi se dă recomandări, nu? Și merge la împăratul poporului Dumnezeu și spune, uite, ai scrisoare aici, am venit ca să mă vindeci. Atât de necredincios era și împăratul poporului Dumnezeu încât ce zice? Dar ce sunt eu, Dumnezeu, aici să-mi vii, cu siguranță să vindec, să dau viață? Cu siguranță ăsta caută prilej de ceartă. Și omul lui Dumnezeu aude lucrul acesta și spune, de ce te mâhnești? Trimite-l la mine ca să vadă că există un Dumnezeu în Israel. Și ajunge Naaman la casa profetului. Nu știm ce fel de casă avea, dar cu siguranță nu avea o casă ca a lui Naaman. Interesant e că în momentul în care ajunge la casa profetului, omul acesta se dă jos, se uită în urma sa, avea un alai, avea aur, avea robi, avea oameni care îngrijeau, avea tot ceea ce îi trebuia. Și aștepta să fie întâmpinat în tocmai așa după cum a venit el. Dar omul lui Dumnezeu trimite pe ucenicul său și spune, du-te și zici să se scalde în apa Iordanului și va fi curat. Acum să citim cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem de fapt că de multe ori și noi suntem afectați de o astfel de credință falsă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 11, 2 Împărați, capitolul 5. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și se va vindeca lepra. El credea diferit, credea cu totul altceva. Eu credeam că va veni la mine, că va face nu știu ce ceremonie religioasă aici, va face o primire extraordinară, se va ruga, se va face o minune, se va coborî Dumnezeu din cer, pentru că așa a zis fata aceea, că dacă ar fi la omul acela, cu siguranță îl va vindeca, că este omul lui Dumnezeu. Și a plecat supărat, a zis nu mai, m-am lămurit, sunt niște șmechere ăștia. Și a plecat acasă și insistă robii săi, stăpâne, dacă omul acesta ți-ar fi cerut ceva greu, n-ai fi făcut tu? Da, cu siguranță, păi uite, am adus aur, am adus bani, am adus... Dar dacă ți-a cerut un lucru simplu, de ce nu-l faci? Și se duce în apă și se scaldă. Apa, na, nu era întocmai în condiții foarte bune. Poate era măloasă, poate era tulbură. Nu era ca apa pe care o avea el acasă. Dar Domnul i-a cerut să facă lucrul acesta. Și se duce odată, de două ori, și în cele de urmă, spre final, se curățește, se întoarce. Și omul acesta este transformat, atât de mult este transformat, încât a înțeles de fapt că nu omul lui Dumnezeu, nu profetul acela l-a vindecat, ci Dumnezeu. Și vine acum și spune, îngăduie robului tău. Auzi, vine Naaman și zice, acum îngăduie robului tău, Naaman robul. Să ia pământ de aici, să ducă acasă și el vrea să se închine tot acestui Dumnezeu de aici înainte. Viața lui s-a schimbat. Dragii mei, de multe ori suntem afectați și noi de lucrul acesta. Am auzit pe multe persoane zicând, atunci când se apropie de moarte, frate pastor, vino și împărtășește-l pe fratele cutare, că e aproape să moară. Noi credem că o formă liturgică poate rezolva problema noastră.
Noi credem că aceasta poate să aducă iertarea păcatelor. Noi credem că aceasta poate să rezolve problema noastră între Dumnezeu sau problema noastră între mine și aproapele meu. Noi trebuie să înțelegem de fapt că trebuie să-L primim pe Iisus în viața noastră. Să înțelegem că nu pastorul sau nu un anumit act face schimbare în viața mea, ci eu în relația mea cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni care de fapt vor să facă legământ cu Dumnezeu, să se boteze înainte de a muri. Au crescut într-o familie creștină. Soția a fost membră în biserică o viață întreagă. El mereu a fost un rebel. Și are ultimele zile. E gata să meargă, e gata să închidă socoteala vieții sale. Și atunci, știi, el mustră conștiința și spune: aș vrea să fac și eu legământ cu Dumnezeu. Dar nu o face pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Nu face pentru că are o relație cu Dumnezeu. O face pentru că este frică. Vrea cumva să-și asigure viitorul său înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu așa se fac lucrurile. Noi trebuie să-L primim cu adevărat pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L primim în viața noastră. Noi trebuie să lăsăm pe El să ne schimbe viața noastră. Și în felul acesta cu adevărat se va face minuni în lăuntrul nostru. De multe ori ne supărăm exact în același fel și plecăm acasă și spunem că apele noastre sunt mult mai bune. Și că la noi este mult mai bine și mult mai bine. Și așa apa asta e tulbură. Dar mulțumim lui Dumnezeu că de ce ori avem robii aceștia lângă noi și zic: dacă Domnul ți-ar fi cerut un lucru greu, de multe ori noi vrem să facem lucruri grele, vrem să intervenim cu ceva pentru ca Dumnezeu să ne ierte, dar El cere lucruri ușoare. Fă lucrul acesta și vei avea viață și sănătate. Un alt lucru asupra căruia am vrea să mă opresc cu această ocazie, îl găsim în Isaia capitolul 53. Isaia capitolul 53, versetul 4. Este vorba despre acea profeție când Isaia vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce concepție au avut copiii lui Israel? Și el scrie lucrul acesta cu mult timp înainte despre Domnul Iisus Hristos. Citim din cuvântul lui Dumnezeu: totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Observați concepția greșită a poporului Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a spus ce? Eu am venit ca să mor pentru ca oile mele să aibă viață. Ioan capitolul 3 cu 16 ne amintea: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ți-a dat Fiul ca să moară, pentru ca oricine crede în El să aibă viață. Pentru aceasta a venit. Și ce au crezut copiii lui Israel? Că este pedepsit, este lovit de Dumnezeu, este smerit. De multe ori ne așezăm și noi pe același scaun, nu? De judecători. Și judecăm pe cei din stânga și din dreapta noastră. Li se întâmplă o nenorocire, au un necaz, au un accident. Au pierdut pe cineva drag, le-a luat foc casa și au pierdut mașina. Imediat începem să șușotim. Ceva sigur a făcut Dumnezeu, a îngăduit lucrul acesta. Nu se poate întâmpla lucruri atât de tragice. Cu siguranță a greșit cu ceva. Ne aducem aminte de neprihănitul Iov, omul lui Dumnezeu. Se întâlnește diavolul cu Dumnezeu și îl întreabă: de unde vii? Ce ai făcut? Păi am cutreierat pământul și ai văzut pe robul meu Iov. Nu este nimeni ca el. Dacă ții la el, nu? Ia dă-l pe mâna mea. Și Dumnezeu face lucrul acesta și zice: doar de viața lui să nu te atingi. Și Iov, omul acela puternic, spune cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos, se ducea în cetate și spune: și toți mai mari cetății își puneau mâna la gură. Adică îl respectau. Chiar dacă ei vorbeau între ei, atunci când apărea Iov era liniște. Și nu pentru că era frică de el. Argumenta Iov de ce? Eram mână pentru cel ciung, eram picior pentru cel șchiop, eram tată pentru cel orfan. Eu făceam dreptate întotdeauna atunci când exista nedreptate. Și toți își puneau mâna la gură. În momentul în care lovește această boală cruntă, în momentul în care vine nenorocirea peste el, își pierde copiii, își pierde averea, pierde casele, pierde absolut totul, se îmbolnăvește, stă pe o grămadă de gunoi, soția lui nu-l mai suporta. Vin prietenii săi la el și câteva zile de necazul pe care l-a văzut, nu îndrăzneau nici măcar să-i spună vreun cuvânt. În această situație ajunge acest om, nu este nimeni ca el, spunea Dumnezeu pe pământ, neprihănitul acesta. Ajunge în această situație, în cele de urmă își deschid gura prietenii și încep să spună. Dacă ne uităm de fapt la toată discuția prietenului Iov, undeva ideea ar fi că: Iov, tu până la urmă ai greșit, nu degeaba te pedepsește Dumnezeu.
Aceasta a fost concepția lui. Și în momentul acela, Iov, fiind atât de sigur de sine, zice: inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Țin să-mi scot dreptatea. Pentru că el știa relația pe care o are cu Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori suntem și noi în această situație. Când aproapele nostru, când fratele nostru, cel din biserică, cel alături de noi, a căzut în necaz, noi suntem gata să judecăm. Începem să ne dăm cu părerea de ce s-a întâmplat lucrul acesta. În loc să fim alături de el, în loc să ne rugăm, în loc să-l ridicăm să privească mai departe către Dumnezeu, începem să dăm etichete. Poate că nu avem curajul, ca și prietenul lui Iov, în primele câteva zile. Tacem din gură, dar șoșotim între noi. Oamenii aceștia au nevoie atunci de suport. Oamenii aceștia au nevoie atunci de sprijinul tău. Oamenii aceștia au nevoie atunci să întinzi mâna la el și să-l ridici. Să-i spui de fapt că chiar dacă ai greșit, Dumnezeu a murit pentru tine. Acestea sunt teorii false care există de multe ori în viața noastră. Dumnezeu încă nu pedepsește acum. Noi nu suntem pedepsiți pentru faptele noastre. Oh, dacă am fi pedepsiți pentru faptele noastre, toți am fi pierduți. Pentru că toți suntem păcătoși. Dar mulțumim Dumnezeu pentru că există această perioadă de har. Suntem în această perioadă de har când El mijlocește în ceruri și astăzi spune pentru mine și pentru tine: Tată, mai lasă-l și anul acesta. Și a mai trecut un an. Am pășit într-un nou an. Dar cât va mai dura? Nu știm. Hai să mergem puțin mai departe, să vedem o altă teorie care există de multe ori în rândul copiilor lui Dumnezeu. Este iarăși din nou o întâmplare din timpul vieții Domnului Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, acela care a fost întrupat în acea familie deosebită, creștea și spune cuvântul lui Dumnezeu și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în cele din urmă, mergând la o sărbătoare minunată la Ierusalim, așa după cum se obișnuia și ar trebui să obișnuiască și poporul lui Dumnezeu de astăzi, din când în când, să meargă, să se adune, să laudă pe Dumnezeu, să aducă slavă lui Dumnezeu. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu că aceste sărbători erau egale cu sabatul. Și trebuiau sfințite în același mod și cu aceeași sfințenie. El mergea și spune că au sărbătorit acolo sărbătoarea Domnului. Și după o vreme s-au întors acasă. Și iată ce s-a întâmplat aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci, dintr-o dată, părinții Domnului Iisus Hristos, Iisus fiind copil, nu? Au început să-L caute și nu L-au mai găsit. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citim din cuvântul Domnului. Luca 22, 44. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Au plecat de acolo, au călătorit o zi, cât o fi călătorit, nu știu, hai să zicem un 40 de kilometri, pentru că probabil mergeau încet. Cineva iute la picior face mai mult de 40 de kilometri într-o zi pe jos. Dar dacă mergeau, hai să zicem, 30 de kilometri, nu știu cât o fi mers, mergeau așa, povesteau și dintr-o dată și-a dat seama de fapt că Iisus nu este acolo. Și a început să se uite în stânga, în dreapta, a început să întrebe și care a fost concepția lor? Că altcineva este dator să aibă grijă de Iisus. Pentru că ei erau atât de mult de preocupați de discuții, de probleme, încât n-au mai avut grijă lui Iisus. Și apoi au pierdut mult timp, știm cu toții, mai mult timp și s-au întors și l-au găsit unde? Nu știți că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu, le spune Iisus, l-au găsit în templu. Dar de fapt, ce învățătură am vrea să tragem noi? Există de multe ori teoria aceasta și între noi. Credem de fapt că altcineva trebuie să ne păzească familia noastră. Credem de fapt că altcineva este dator să păzească copiii noștri. Am auzit de multe ori zicând, atunci când copilul meu sau copilul tău a pierdut relația cu Dumnezeu, că cineva e vinovat pentru că el a plecat. Dragii mei, haideți să nu o luăm așa. Probabil fiecare dintre noi am trecut prin aceste momente triste din viața noastră. Când se rupe inima, atunci când cineva de fapt rupe relația cu Dumnezeu și îl iubește atât de mult. Dar oricât de mult l-ai iubit, nu da vina pe nimeni. Caută vina undeva în viața ta. Înțelege de fapt că dacă Dumnezeu ți-a dat acești copii, în primul rând, tu ești cel care răspuns pentru ei. Nu este altcineva. Nu încerca să pasezi această vină sau această responsabilitate pe umerii altora. Păi pastorul e de vină că copilul meu s-a dus în lume. Poate. Poate are și el o vină oarecare. Poate că nici el nu s-a implicat cât trebuie. Dar tu te-ai implicat suficient. Cu tine s-a trezit dimineața. Cu tine s-a culcat seara. Cu tine s-a rugat sau nu s-a rugat. Oare nu-ți pui aceste întrebări?
De multe ori trimitem tinerii la tabere, se fac tabere de tineret, nu? Și de multe ori se afișează și se spune, de fapt, tabere fără părinți. Și vin copiii acolo, când clar cuvântul lui Dumnezeu spune că părinți și copii împreună trebuie să fie, nu părinți fără copii. Și aici este o greșeală. Și avem certitudinea, pentru că noi avem afaceri și îi trimitem acolo și îi spunem că acolo ei trebuie să fie educați. Altcineva am vrea să ne educe. Noi avem afacerile noastre, noi avem lucrurile noastre, noi nu avem timp. Există de multe ori și sper să nu ne molipsim atât de mult de acest curent din zilele de astăzi, nu? Să tocmim oameni să aibă grijă de copiii noștri, pentru că noi avem serviciu. Credem că altcineva, și dacă omul acela nu este inspirat și nu este condus de cuvântul lui Dumnezeu, cum va crește copilul nostru? Cuvântul Domnului spunea aici că și părinții Domnului Iisus, care au investit atât de mult și l-au crescut atât de bine, pentru că știau misiunea pe care au, în momentul acela au comis o greșeală. Au crezut că altcineva poate să poarte de grijă. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să ne dea putere, să înțelegem de fapt că fiecare dintre noi suntem responsabili. Și când Dumnezeu va veni și va întreba de fapt de copilul meu, de fiul meu sau de fiica mea, care astăzi poate nu este într-o relație bună cu Dumnezeu, mă va întreba pe mine. Nu te va întreba pe tine. Mă va întreba pe mine, unde ți este turma care ți-am încredințat-o? Ar trebui să ne gândim de fiecare dată la lucrul acesta. Și să cerem de la Dumnezeu înțelepciune dacă cumva am dat greș. Să întrebăm, Doamne, cum pot repara problema aceasta? De multe ori se ajung la situații care sunt iremediabile. Să ne dea Dumnezeu putere, să putem înțelege de fapt responsabilitatea pe care o avem. Haideți să mergem mai departe, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu încă câteva lucruri. Dacă deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 20, versetul 8, citim din Cuvântul Sfânt. Atunci celălalt ucenic care a ajuns cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze din morți. Putem vedea aici o altă formă de credință greșită. Nu credeau. De ce nu credeau? Pentru că au dat crezare tuturor zvonurilor. Citeam noi puțin mai devreme, circulau tot felul de zvonuri. Că l-au fi luat romanii, că l-au fi furat unii dintre ucenicii lui Iisus, că nu se știe ce a fost cu el. Dar Domnul Hristos le-a spus mai dinainte, nu? Că eu voi învia a treia zi. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, ei tot nu pricepeau lucrul acesta. Spuneam noi puțin mai devreme că suntem într-un război. Sunt tot felul de zvonuri. De multe ori suntem tentați să ascultăm și să dăm crezare mai degrabă zvonurilor decât la ceea ce ne spune în mod clar și în mod direct cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să ne gândim la lucrul acesta. Pe cine ascultăm? Ne place parcă de multe ori să ascultăm din surse neoficiale și când spun lucrul acesta nu din Biblie și nu din spiritul profetic. Și mai degrabă ne place să zică, să ascultăm și să luăm. Dacă eu am auzit lucrul acesta, eu am citit pe internet, eu nu mă pot contrazice. Lucruri pe care le spune oricine. Acestea toate duc în derută. Acestea toate ne dezorientează. Nu mai știm încotro mergem, nu? Haideți să mai citim încă un gând din Sfânta Scriptură. Ioan, capitolul 20, versetul 15. Este momentul în care vin ucenicii, vin femeile și încep să, dimineața, nu, la mormânt. Și nu-L vede pe Domnul Iisus acolo. Și ea plângea, spune cuvântul lui Dumnezeu, femeia aceasta plângea. Și s-a apropiat grădinarul, ne spune cuvântul Domnului, și a întrebat-o. Citim din cuvântul Domnului. Femeie, Domnul Iisus Hristos o întreabă. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este cine? Grădinarul, adică omul care avea grijă de locul acela, de morminte. Și vine la omul acesta, necunoscându-l pe Domnul Iisus Hristos, și ce îi spune? Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Ea credea în momentul acela că un om poate să-i rezolve problema ei. Care era problema ei? Nu-l găsea pe Domnul Iisus Hristos. Erau tot felul de zvonuri și vine la omul acesta, era Iisus, dar ea nu-l cunoștea, și spune, Domnule, dacă tu l-ai luat, am vrea să-l găsesc, am vrea să-l găsim pe Iisus. Spune-ne unde este și vom merge și îl vom lua. Se întâmplă de multe ori de fapt că noi credem de fapt că unii oameni pot rezolva problema noastră.
Și mergem la ei în loc să mergem la sursă. În loc să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem de fapt ce a spus Iisus. A zis El că va muri? A zis El că va învia? A, dacă a spus așa, înseamnă că așa va fi. Ei merg acum și dau crezare la orice om pe care îl întâlnea și dacă spuneau ceva de Iisus, îl credeau. Se întâmplă de multe ori și astăzi, în timpul acesta modern, nu? Să dăm crezare unor oameni pe care Dumnezeu nu i-a investit cu această autoritate. Dăm crezare, mergem la preot să ne ierte, mergem și facem nu știu ce mari penitențe, mergem la văzători, mergem la vrăjitori, mergem la tot felul de oameni, doar la Dumnezeu nu. Și credem că un om poate rezolva problema noastră cu Dumnezeu, că poate de fapt să rezolve problema noastră. Un alt lucru care se întâmplă în zilele de astăzi, îl descoperim în Faptele, capitolul 8, versetul 20. Și spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Ce se întâmplă în momentul acesta? Vede un om din societate văzând lucrarea pe care o făcea Petru, nu? Minunile pe care le făcea, de fapt le făcea Domnul prin Petru, el vine la Petru și ce spune? Știi ce? Vreau să fac și eu așa ceva. Și întreabă pe Petru, cât vrei? Mă, îți dau oricât. Noi credem de multe ori că putem face ceva. Și mai mult, credem că îl putem plăti pe Dumnezeu. Poate că zic cu această ocazie un gând care deranjează pe unii dintre noi. Am avut de multe ori ocazia să mi se spună de fapt atunci când spui cuiva de fapt că a făcut ceva rău sau ceva greșit, zicând, ai grijă că salariul tău e și din zecimea mea. Noi credem în fapt că banii noștri rezolvă problema cu Dumnezeu. Aș vrea să spun același lucru cu această ocazie pe care l-a spus Petru. Dacă crezi că-s banii tăi, dacă crezi că Dumnezeu nu are de-a face nimic cu aceasta, dacă tu nu crezi că trebuie să mulțumești cumva lui Dumnezeu pentru ceea ce El ți-a dat deja, atunci același lucru se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Petru i-a spus foarte dur. Noi dacă am spune ceva în ziua de astăzi, poate că am fi judecați greșiți. Dar Petru îi spune clar să-ți iasă din minte de fapt că poți cumpăra darul lui Dumnezeu cu bani. Tu trebuie întâi să-ți predai inima lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu și atunci vei înțelege că tot ce este al tău este al lui Dumnezeu și tu nu ai ce să dai. Tu trebuie să mulțumești în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că îți dă viață, îți dă sănătate, pentru că poți vedea, poți vorbi, poți să te miști și sunt atâția oameni care nu mai pot să facă lucrurile acestea. Nu-ți dai seama cât de greu e să nu vezi. Nu-ți dai seama cât de greu e să nu auzi. Am cunoscut oameni care au văzut o bucată de vreme și apoi ani de zile n-au mai văzut absolut deloc. Nu știau că becul în casă i-a prins sau stins. Nu-ți dai seama cât de greu este lucrul acesta. Este un dar al lui Dumnezeu și noi trebuie să-i mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut. Nu să pretindem lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, dacă nu faci cum vreau eu, știi ce, te tai de la rație. Credințe false sunt acestea și din păcate se răspândesc tot mai mult în viața noastră. Hai să mai amintim încă un lucru din Faptele, capitolul 26, versetul 19. Și spune cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos aici. Apostolul spunea din experiența sa, înainte de a-L cunoaște personal pe Domnul Iisus Hristos, credea că este un om al lui Dumnezeu și că face voia lui Dumnezeu. Și cum credea el că poate să îndeplinească voia lui Dumnezeu? Iată ce spune cuvântul. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. El credea că trebuie să facă multe lucruri și credea că lucrul cel mai bun este atunci să persecute și să urmărească pe toți ucenicii lui Iisus, că ăsta e un impostor. De multe ori aceasta este și credința noastră. Noi credem că trebuie să facem multe lucruri ca să fim mântuiți. Și de multe ori ni se pune această întrebare, ce trebuie să mai fac? Vedeți că mulți oameni, chiar din timpul Domnului Iisus Hristos, spune și tânărul bogat și oricare, când au venit la Domnul Hristos, pune întrebarea aceea, ce trebuie să fac? Să moștenesc viața veșnică. Și omul acesta, care atunci credea că trebuie să facă multe lucruri, a înțeles în cele din urmă, de fapt, că singurul lucru care poate să-l facă, e să-și predea viața în mâna lui Iisus. Și să-L lase pe Iisus să lucreze prin el. Să-L lase pe Iisus să-i transforme viața. Și tocmai a făcut lucrul acesta. Și a devenit un om nou. Dintr-o dată a gândit altfel. Dintr-o dată avea alte scopuri. Dintr-o dată lucrurile erau lămurite înaintea sa. Dragii mei,
De multe ori și noi poate credem că trebuie să facem multe lucruri. Alergăm, mergem în stânga, în dreapta și credem că prin aceasta ne vom câștiga mântuirea. Nu, mântuirea vine de la Iisus. Noi să-L primim pe Iisus în viața noastră și atunci totul este bine. Haideți să mai amintim încă un lucru spre final. Un lucru care de multe ori afectează multe lume. Multă lume. Mulți oameni vor în ziua de astăzi să aibă Scriptura, să o aibă în casele lor. Am văzut oameni, de fapt, care vor să aibă Sfânta Scriptură în mașină și o pun acolo undeva în spate sau o pun în cutia cu acte, să fie mereu acolo. Am auzit pe unii, de fapt, că își iau Sfânta Scriptură și o pun sub pernă. Am auzit pe unii că o țin pe masă, acolo întotdeauna la îndemână, dar nu o deschid niciodată și nu citesc niciodată în ea. Există această teorie greșită, această credință greșită, de fapt, că Biblia, Scriptura, Evanghelia te poate mântui oricum. Dacă o ai, ea îți va aduce sănătate, dacă o pui sub pernă vei putea dormi, dacă o ții în casă te vei vindeca, dacă o ții în mașină nu vei avea accident. Dar astea sunt toate teorii care sunt bazate, de fapt, pe invenția ale diavolului. E o formă de vrăjitorie aceasta și este trist atunci când folosim cuvântul lui Dumnezeu în aceasta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 15. Îmi citesc de la versetul 1. Vă fac cunoscuți Evanghelia, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dar cum? Nu doar având-o în casă, sub pernă sau pe masă, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba credeți în ea, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Revin din nou, dacă o țineți așa cum o găsiți scrisă acolo, cum ne-a predicat-o apostolul, altfel degeaba. Doar să o ai în casă nu ți-a ajutat la nimic. Trebuie să o studiezi. Trebuie să-L primești pe Hristos în viața ta. Trebuie să lași ca El să transforme viața ta. Și atunci cu siguranță vei fi mântuit. Altfel, spunea cuvântul lui Dumnezeu, degeaba am crezut. Încheiem întâlnirea noastră cu această ocazie, cu un cuvânt din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în Filipeni, capitolul 13. Capitolul 3, versetul 13 și 15. Și spune atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, eu fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Haideți cu toții să mergem înainte, să nu privim în dreapta și în stânga, să nu privim la zvonuri, să nu privim la invenții ale diavolului, să nu privim la credințe populare, să privim întotdeauna la Domnul Iisus Hristos. Și dacă privim la El, atunci cu siguranță mergem spre ținta noastră și atunci vom ajunge la desăvârșire. Aceasta este rugămintea mea, ca eu și cu tine împreună să fim în ziua aceea când Domnul va veni, pregătiți pentru momentul acela. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Salvat prin Tatăl meu ceresc minunat, prin jertfa Lui sunt curățit și de lume despărțit, sunt eliberat de păcat.
păcat. Iisus Mântuitorul,